Cine se scoală din viață, partea ajunge. Am avut primii de anul zi. Tot la Dumnezeu, până nu mai avem de mână. Că mi-a propun o fi. Cine am? La Europa? La vânt frate de la pregătire, sunt pregătire mai mici și încercăm să facem un retur la fel de bun cum a fost. Dar fi eu o surpriză la capacitate de Roma? După aspectul jocului care l-am avut pentru, cred că n-am fost de vizită pentru nimeni. Vă bateți cu asta? Toate echipele ne bat unul cu asta. Noi încercăm să câștigăm fiecare meci, aderăm cu mai multe puncte. Te bucur că ai venit la Panduri și mi-ar mai găsa, iată ai ajuns la Național de la Panduri. Să am zis eu de la început, de când am semnat că mă bucur și mi-am dorit să ajung aici. Și vă dați seama, este o bucurie mai mare că am ajuns din nou la Ecoa Națională pentru activitate de pregătire. Convocarea națională e o murită de pe care au Petre Vigoraș și pentru tine am crezut mult în tine. Normal, cred că pentru orice jucător de la Panduri, în de față, nu este o veste plăcută, dar sperăm să găsească o soluție și să echipa să rămână pe aceeași pandă, așa din după care am început. Mai crezi că poate rămâne? De ce nu? Sunt jucători buni, valoros și dacă se păstrează aceeași unitate și același grup, siguranță vom rămâne în asta. Da. De atmosferă, să zic, că nu trebuie să vină la Panduri și să schimbe niște sisteme și din moment ce acest sistem a dat la. E greu să lucreze cel care vine cu două joi de frați? Maxim așa spunea, că toți sunteți frați. Și nu știu dacă e greu, suntem frați, dar cu mine, băieți cu mine. Important e că noi să mergem în continuare pe același drum și să continuăm cu acela stat cu care am început și în tur. Dar cu mine, în sensul că nu există clubul de noapte în Târgu Jiu? Nu prea există. Dacă ați văzut greu, nu să-mi spuneți. De asta este... Da, nu neapărat. Dar sunt și băieți tineri, nu au vândut la fotbal și... Și orașul nu prea se permite așa să... Mai multe tentații după aceea. Mai greu. Normal că sunt multe tentații, da? Da, e. Asta e chiar succesul din la voi, la Târgu Jiu, că nu există cluburi de noapte, că nu există tentații. Steaua după primul ăla, nu știu câte puncte suntem în București, așa, nu? Da, poate și nu știu fiecare zi. Ce contează? Dacă își fac treaba pe teren, restul nu mai contează. Și sunt pregătiți și... Bai, eu? Astrui, ce spune? Nu, alea sunt toți, arriva e Poanson. Nu, ce? Sunt puțin care nu spun, că de anul meu. Nu vezi, nu. Sper să fiu un om bun, să fiu sănătos în primul rând și după aia nu mai contează. Sincer, ți-ai dori să revii la Steaua sau să rămâi la Panduri la filmul sezon? Îmi doresc să fiu sănătos și să ajung acolo unde îmi doresc. Unde își dorește orice jucător, dar nu că mai sus în carieră. Ce îi spune lui Petre Vigoraș, acum pe intermediul nostru? Știe, dânsule, am trajit toată echipa. Spune-te și noi. Nu dăm niciunul familiei. Bine.